Ci se întâmplă uneori să nu reușești să te porți cum te-ai dori, să vrei una și să faci alta. Dacă ești o ființă umană, probabil da, probabil zilnic, probabil de mai multe ori pe zi. Dar dacă ne gândim un moment, cum este posibil așa ceva? Cum este posibil că, în ciuda senzației de unitate pe care o avem, să percepem niște părți din noi care trag în direcții diferite? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și data fiindcă e imposibil să atingem o performanță de top dacă toate resursele noastre nu sunt îndreptate spre aceeași direcție, de asta vorbim astăzi. Faptul că, în ciuda senzației de unitate pe care o avem, uneori, multe ori, avem impresia că avem parti differite di noi care trag in tutte direcții posibili in afară de cea pe care noi am ales, este evident bine cunoscută la orice om de pe planetă și foarte anchetată de filosofi și psihologi de când există lumea. La un moment dat, Sfântul Pavel, în scrisoarea Romanilor, la capitolul 7, spune celebra fraza: nu înțeleg de ce nu reușesc să fac binele pe care vreau și fac mereu răul pe care nu-l vreau. Sau Goethe pune pe Faust să spună zwei Seelen wohnen ach in meine Brust, adică două suflete trăiesc în pieptul meu. De fapt, sunt mai multe. E, deci, este sensația asta că tu și suntem o singură persoană, dar avem multe părți care trag în direcții diferite. Cum este posibil? Bine, în momentul în care înțelegem teoria sistemelor pe care l-am explicat de mai multe ori, asta devine evident. Dar în loc de a vorbi despre oameni, hai să vorbim un moment despre o firmă, și asta devine mai clar. La un moment dat, o firmă este un sistem, este o unitate, dar compusă de câteva departamente diferite, care fiecare departament este compus de niște oameni și de niște resurse. În mod normal, să nu facem prea complicat, o firmă are un departament comercial care se ocupă de vânzare, are un departament de producție, orice să fie, și are un departament administrativ. E cum știe oricine lucrează la orice firmă, mică sau mare, există un conflict permanent printre aceste departamente, pentru că cei care sunt la vânzare sunt dispuși să promită orice, doar să facă vânzare și nu se întreabă dacă cei de la producție sunt în stare, de exemplu, să respecte termene de livrare. Cei de la contabilitate, de la partea administrativă, sunt obsedați despre faptul că tot să fie în regulă și consideră că vânzătorii sunt niște nesimțiți care nu respectă regole și proceduri. Cei de vânzători și cei de la producție cred că cei de la contabilitate sunt niște birocrați obsedați cu forma și pierd din vedere esențialul, etc. Adică asta e ceva complet, absolut normal. Asta pentru că, în timp ce un sistem este compus de resurse care au un obiectiv comun, fiecare resursă, fiecare componentă a sistemului are obiectivele lui și de multe ori aceste obiective intră în conflicte. La un moment dat, tot păstrând de exemplu cu firma, cei de la contabilitate sunt interesați la faptul că tot să fie în regulă. Poi dacă firma se duce la faliment, uneori se pare că nu interesează, dar e la faliment cu toate actele în regulă. Cei la vânzare interesează doar să vindă și ce interesează lor problemele de hirtiuțe și de producție. Să se descurce, eu trebuie să vind, etc. etc. La nivel personal avem aceeași senzație, pentru că noi avem sensații de unitate, dar avem o groază de departamente în capul nostru. Nu doar, cum spunea Faust, două suflete, dar multe, multe, multe. Unde fiecare departament se ocupă de problemele lui. Noi avem, de exemplu, un departament care se ocupă cu siguranța noastră, un alt departament care se ocupă cu să faci rost de mâncare, un alt departament care zice ai nevoie de socializare, etc. Și dacă aceste departamente sunt oarecum în conflict, se creează probleme pe care le vedem zilnic. Primele exemple care mi vine în minte. Dacă eu am nevoie de socializare, dar dacă pentru a socializa mă duc cu prietenii și încep să mă îmbet, evident că departamentul care se ocupă de sănătate mi spune că nu e bine și e imediat un conflict. Dacă pentru a face bani sunt dispus să încalcă orice regulă și să păcălesc pe ceilalți, e clar că sistemul social o să se întoarcă împotriva mie, etc. Dacă pentru a respecta niște termene de livrare de ceva nu dorm nopți în sire, e clar că cine se ocupă de sănătatea mea încearcă să mă oprească, etc. etc. În aceste sens, singurul lucru care permite de a depăși această sensație de mintea împărțită este tocmai obiectivul și la asta servesc exact obiectivele. Pentru că, cum spunea Napoleon spunea că dacă generalii lui ar pune aceeași intensitate, aceeași voință de a se lupta împotriva dușmanului, cum pun printre ei, ar câștiga orice batalie. Și asta pentru că fiecare parte din sistem are obiectivele lui. Bine, în momentul în care noi avem un dușman, avem un obiectiv comun, punem deoparte, prin definiție temporar cel mai puțin, obiectivele noastre pentru a ne îndrepta, pentru a da o contribuție la obiectivele structurii, la obiectivele sistemului. Și poate nu te-ai gândit niciodată, dar asta este exact funcția leadership-ului, adică cine este un lider. Un lider este cineva care prinde un grup de resurse împrăstiate în toate direcțiile și le convinge că există un obiectiv mai mare spre care merită să ne îndreptăm. Asta este un lider, asta este carisma. Deci un obiectiv așa de mare să ne pună voința, cheful de să ne convingă că este convenabil pentru noi să renunțăm momentan, temporar, la obiectivele noastre pentru a atinge acest obiectiv. În acest sens, uneori acest obiectiv este artificial, adică cât de ori politicienii sunt experți în jocul ăsta, se inventează un dușman extern tocmai pentru a îndrepta toată populația spre un obiectiv și să renunțe la un moment dat, dacă suntem în război, nu mai avem timp de pierdut după certurile noastre mici cotidiane, să ne îndreptăm spre dușman. Uneori adevărat, uneori noi, dar asta se întâmplă. La nivel personal, asta este exact sensul obiectivelor. Toată lumea în dezvoltarea personală vorbește despre obiective, dar asta este exact sensul. Adică în momentul în care eu am un obiectiv mare și motivant, toate lucrurile pe care le încap, că mi confund ideea, se pun momentan deoparte pentru a ne îndrepta spre aceste obiective. Apropo, asta e și semnificația ritualului. Acum nu știu să discut dacă într-adevăr un ritual magic are efect asupra realitate, dacă chiar pune în mișcare legea atracției, dacă poate să modifice tocmai realitate. Dar un fapt este cert. În momentul în care eu fac un ritual magico-vraja, pur și simplu pun toate energiile mele într-o singură direcție. Aliniez comportamentul meu și pun deoparte toate motivele de conflict. La un moment dat, asta este secretul, e și secretul relațiilor sociale. Adică eu, în momentul în care comunic cu orice om, pot să găsesc 1.000.000 de motive pentru care sunt în conflict, pentru care nu sunt de acord. Dar pot și să găsesc un teren comun în care să fie de acord. E, cum am învățat fiecare, dintre noi din copilărie, dacă vrei să mergi, să fii de acord cu ceilalți, când te întâlnești cu cineva, te limitezi la partea pe care ai în comun și lasi baltă cele pe care sunt conflictuale și de obicei le știe. Deci știi că nu trebuie să vorbești de fotbal dacă aveți o echipă diferită, de politică, etc. Adică eviți anumite părți. La nivel de corporație, la diverse sisteme, asta e și sensul ritualilor de firmă și sensul de team building, adică de a crea sensația asta de unitate care ne permite să punem deoparte diferențele care, cum să spun, împiedică eficiența. Pentru că, pentru a folosi un exemplu pe care îl fac mereu, dacă noi suntem pe o barcă și tragem suntem in patru și toți tragem în aceeași direcție, evident că barca merge ca pe roate, bine, pe mare nu prea are sens, merge cu viteza maximă. Dar cu aceeași efort, dacă fiecare trage în direcția diferită, evident, barca se învârte și nu merge nicăieri. Și tocmai sarcina unui lider este să ia pe cei care sunt la ramat, ce, fraților, toți să tragem în direcția aia. Asta este secretul eficient. Deci, în modelul meu de hyperliving, apropo, poi mâine vă aștept, cine încă nu s-a înscris la workshop pe tema asta și în care prezint și cartea nouă-nouță de hypercoaching pentru hyperliving, e asta exact modelul meu, adică să descoperi ce vrea sistemul superior în care ești băgat și să te aliniezi cu acest sistem. Evident, sistemul cel mai mare este Universul și dacă te aliniezi cu Universul, poți să fii sigur că tot restul se aliniază după el. O zi bună în continuare!